Băieți și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în toate bazele secrete din Poppy Playtime în Minecraft. Astăzi, oamenii mei, ne aflăm pe o hartă de Minecraft pe care am primit-o de la un abonat, unde urmează să intrăm în baza secretă a lui Huggy Wuggy. Ați auzit foarte bine, fraților, deci după cum vedeți, sunt de pe o hartă normală de Minecraft, însă aici, boi, scrie o chestie, baza lui Huggy Wuggy. Și urmează să intrăm acolo să explorăm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul cu baze secrete. Am mai făcut un episod ieri cu Granny și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult. Hai să zic, boi, să facem la clipul ăsta peste 2000 de like-uri dacă mai vreți să facem episoade din seria asta, pentru că, chică, sunt super, super creepy bazele astea secrete și nu le-ați mai văzut până acum. Deci, boi, v-am zis, Zero Vrăjeala este efectiv o nume normală de Minecraft, unde, ce să vedeți, am găsit baza secretă a lui Huggy Wuggy. Chică, nu-i bine să intre acolo pentru că Huggy a evadat de la fabrica Poppy Playtime și vrea să fie lăsat în pace, boi. Să zic să nu mai pierdem timpul și să vedem care e treaba. Bun, hai să punem aici asta și să mergem jos în baza secretă. Sunt tare curios ce o să găsesc. Mamă, deci și cu... Oh, shit! Bun! Bun! Deci am intrat și am găsit deja doi oameni morți pe pat aici. Avem holul. Vreau să văd dacă filmez chestia asta să fie totul bine. Avem acolo holul. Nu, lăsăm chestia asta și să vedem ce e aici. Bun. Avem o carte unde scrie lasă-l. Dar avem aici niște iteme. Deci vedeți că eu n-am niciun item. Și n-o să trebuiască să supraviețuiesc cu itemele astea. Deci avem o carte unde scrie lasă-l. Hai să vedem, bănuiesc, e scrisă de băiatul ăsta mor de aici. Vă rog, lăsați-l în pace. A evadat de la fabrica Poppy Playtime pentru că vrea să trăiască în pace. După cum a zis și eu, boys, nu-l deranjați, noi am fost ultimii supraviețuitori. Hai că supraviețuitor, frățiorul meu, că ați fost, nu mai sunteți, ce zic. Pleacă dacă citești asta, nu merită, o să mori. Bun, deci băiatul ăsta prin cartea asta mă avertizează să plec de aici. Bă, omul nu vrea rău, zice neapărat oricine citește chestia asta, dacă ajunge mesajul ăsta la cineva, să nu se ducă mai departe. Însă, boys, eu o să fac, o să mă duc mai departe, chiar vreau să văd ce e acolo înăuntru. Ok, avem mai multe iteme aici. Haide, spui că suntem bine pe loot. Avem și astea, bă, 105 și FNS-ul, poate o să-mi trebuiască vreodată la ceva. Și avem aici încă o carte numită O să simtă, făcută de băiatul ăsta, bănuiesc. Dacă simte miros de om, o ia razna. Ești în pericol. Rog oricine citește cartea asta să plece. Când Huggy a simțit că te afli în baza lui și ți-a mirosit sângele de om, ești ca și mort. Bun. Deci ambii ăștia, boys, mă avertizează să mă întorc înapoi, să nu mă duc mai în față, boys, pentru că acolo e Huggy Wuggy care vrea să mă moare, gen. Și zic că dacă mă simte în baza lui, o să mă moare, pentru că na, simte că sunt Tom, după cum vedeți, sunt Steve. Ok, boys, ok, bă, eu o să ignor, o să mă fac că n-am citit chestiile astea și o să mergem în baza secretă. Avem aici holul, mamă, avem acolo în față multe chestii, să vedem aici prima dată. Cameră oaspeți. What? Cameră de oaspeți? Ce aici, boys, ia. Mamă, iară, oameni morți, mulți, bă, ce naiba e asta? Bun, avem aici o chestie, avem o chestie, asta puțin, dar avem cheia. Ok, avem un topor de ăsta de diamond și avem aici o carte. Mesaj, hai să vedem. Mesaj de la Huggy Wuggy, păzia, fiți atenți. Mesaj pentru oaspeții mei dragi. Veniți, dragilor, nu o să vă fac rău. Vreau doar să ne jucăm. Și îmi e puțin foame. Mamă, ăsta e mesaj pentru oaspeți, adică pentru mine. Ci că nu vrea să-mi facă nimic, vrea doar să ne jucăm, bra. Ea cred că vrea să facă mai multe chestii. Și aici avem o chestie. Cheie, cameră secretă. Ok, boys, am găsit cheie, cameră secretă. Bun. Să reținem chestia asta, avem o cheie de la o cameră secretă. Sper să o găsesc până la urmă, având în vedere că e secretă. Însă, mesajul lui Huggy Wuggy a fost foarte clar, că doar vrea să se joace cu mine el, băi. Nu vrea să-mi facă absolut nimic, doar să se joace. Bun, camera de oase este foarte, foarte nașpa. Hai să mergem în următoarea. Camera de depozitare. Mamă, ce un om mort. A, uite, camera de depozitare, nu sunt foarte multe chestii aici. Ce e asta? Nimica, avem aici spike. Și aici cred că sunt efectiv nu, cred că nu e nimica interesant neapărat aici. Sunt numai chestii de-astea, flint and steel. Da, boy, sunt numai chestii de-astea, na, de depozitare. Avem spikeless, chestia asta genie. Uitați-vă ce face asta dacă nu știți. Vezi, da, așa îți dă zoom, știi? Foarte, foarte mișto. Uite, poți să dau zoom pe ăștia. Deci aici e o cameră de depozitare normală. După cum văd, nu găsesc nimica special. Emerald Sword. Ok, am găsit ceva special. O sabie de emerald. Cred că o să am nevoie de apă bune. Deci, boys, camera, să vă zic, o cameră de depozitare. Până la urmă, n-aveam ce să găsim așa de interesant în ea. Avem bucătăria. Let's go, boys. Mamă, ce-i
Aici, bro, bun. Avem multe shulker box-uri astea pe care urmează să le deschidem să vedem ce sunt în ele. Spider Eye, bă, ideea e că e o bază boys construită aici și urmează să aflăm ce e în ea. Și sper să nu dau de huggy-wuggy. Ok, o cască de diamond, diamond helmet, bun. Așa, momentan aici nu mai e nimic. Hai să vedem și aici, boys. Ender pearl-uri și o de-asta de lavă, bun. Let's go. O carte, boys. Listă magazin de la Kissy Missy. Hai să vedem. Listă de cumpărături. Un kilogram de cartofi, 3 oameni, 2 kilograme mâini de om și 10 kilograme de banane. O să arunc asta aici în colțul camerei. Deci 3 oameni, 2 kilograme de mâini de om. Ce listă de cumpărături e asta, frate? Mi-e un Ender Pearl, bă. Nu știu de ce mi-a dat Ender Pearl-urile astea, dacă o să le folosesc la ceva sau nu. Bun, boys, bun. Haideți să ieșim de aici. Wow. Deci lista de cumpărături m-a cam tulbura, dacă e să fiu sincer. Haideți, boys, să facem puțină curățenie pe aici. Să-mi las aici jos numai de ce am nevoie. Am nevoie de asta de emerald, zice că am nevoie de asta, de asta, de lavă, dar nu am nevoie de lavă, teoretic. Bă, cam atât aș avea nevoie pe primul rând. Și cheia, camera secretă. S-o țin aici pentru că nu știu unde e camera secretă, boys. Hai să mergem mai jos pe aici. Holy shit, bă, cât de mare e baza asta. Nu vine să cred, bă. E da și de tot, hai să vedem ce avem aici. Camera secretă, let's go, boys. Deci am găsit cheia de la camera secretă. Și în camera secretă, hai să vedem. Camera secretă, hai să vedem ce e aici, boys. Mamă, uite, mamă, și acolo mai e ceva. Mamă, ce e aici, camera secretă. Poțiuni, boys. Mama, aici cred că o să trebuiască să-mi las niște părți din loot pe care teoretic nu o să le mai folosesc. Hai să vedem ce avem aici. Mamă! Armură de diamond, bedrock sword. Sabie de bedrock, boys. 18 atac damage. Mamă, cât de OP e totul. Uai, nu vine să cred. Ia să vedem și aici înăuntru ce avem. Mamă, câte chestii avem aici, nu vine să cred. Mamă, deci e loot super, super OP. Hai să-l pun pe mine, boys, și să avem și pickaxe-ul ăsta. Stați puțin, să pun aici pe mine totul. Bang, bang, bang. Lasă ăsta aici. Bă, astea o să le las, bă. Deci nici n-am nevoie de atât de multă mâncare. N-am nevoie de spyglass-ul ăsta. Am nevoie de astea. Bă, nici n-am nevoie de așa de multe chestii, fie vorba între noi. Așa că nu o să-mi fie greu. 7 golden apple, 2 golden apple încetate. De asta 100% am nevoie. Bun, hai să-mi dau, bă, să-mi dau pusă să te fai rezistență până la urmă, știi, să fiu rezistent la foc sau ceva. Bă, eu zic că e totul bine, nu? N-am ratat absolut nimic, a? Hai să închidem ușa de la camera secretă și să mergem mai jos, pentru că aici avem, ce avem aici? Dormitorul. Ok, boys, mamă, un dormitor, ce sunt? Avem aici un de-asta cu o carte, haideți, de la Huggy Wuggy. Așteptăm pe toată lumea în camera de joacă, să ne distrăm. What? Bun, boys, deci trebuie să mergem în camera de joacă. Asta e camera. Stau de ceva. Oh, shit, boys, acolo e Huggy Wuggy și Kissy Missy. Camera de joacă. O să trebuiască să intru în camera de joacă și să mă bag cu ei, bro. Mamă, nu e bine, hai să vedem, hai să vedem. Bă, mamă, am uitat de camera de joacă. Uite-l pe Huggy Wuggy, uai. Ba, el nu face nimica? Ești prietenos, bro? Hai că e prietenos. Mamă, stai că s-a băgat amândoi pe mine, mamă, muriți. Mamă, se bagă amândoi pe mine. Boys, ăștia stau în camera de joacă, în baza lor secretă. Bă, lăsați-mă în pace. What? Bă, uitați-vă, am spart. Mamă, bă, asta de bedrock sparge baza, uitați-vă. Și dacă dau un click, sparge tot. Mamă, muriți odată, bro. Mamă, no, fiți atenți, boys, no, fiți atenți că am aici. Am o poțiune de strength 2. Cu asta eu mor, fiți atenți ce le fac. Bang, bang, ești mort din prima, mă, cu strength 2-ul. Mamă, stai că mă mor ăsta pe mine, mamă. Mamă, am rămas blocat, mori odată. Let's go, boys. I-am anihilat și pe Huggy Wuggy și pe Kissy Missy. Avem acolo ușă. Boys, mamă, un lever. Cheia de scăpare, mamă, din prima. Stai, mai sunt ceva aici, chestii? În chesturile astea nu e absolut nimic, bro? Cheia de scăpare, cred că de aici trebuie să scap din bază pe aici, let's go, mamă, mai se merge, bun, let's go, boys, să scăpăm de aici. Mama, e o capcană, credea că mă prinde, bun, am pus capcana, boys, bă, încă o capcană, deci trebuie să ieșim neapărat din baza asta cât mai rapid. Mamă, să nu mai vină, bă, era să mă moare, Kissy Missy la final, era pe bune să-mi facă felul, mergi. Am ajuns aici, felicitări, ai supraviețuit în baza lui Huggy Wuggy. Și mi-a dat 18 blocuri de diamant și 9 quartz diamond. Băie și fete, ei bine, pot spune că... What? Ce s-a întâmplat aici, bro? De ce sunt defrișați copacii? Ok, foarte, foarte ciudate. Bine, băie și fete, pot spune că cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut,
Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și dacă mai vreți episoade cu baze secrete, scrieți la comentarii și scrieți toată și cum vi s-a părut episodul. V-am papă toți. Astăzi, frați și surori, vom face ceva foarte, foarte special, deoarece chiar acum, boys, mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat și urmează să intrăm în baza secretă Poppy Playtime, fraților, unde ne vom întâlni cu anumite creaturi precum Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mami Longley și multe, multe altele. Așa că, fraților, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul, să vedem care-i treaba cu această hartă, bă, deci mi se pare ceva foarte, foarte mișto, după cum vedeți, boys, am fost păunați aici, este un mic pod, acolo e și un village, după cum puteți observa, și în față avem un drum, bănuiesc că o să trebuiască să merg pe drumul ăsta ca să ajung la baza secretă Poppy Playtime, însă, înainte, am aici un chest cu... o carte, nu te speria, hai să o citim. Deci, boys, v-am zis, nu uitați like, doamne, aștept să ajungem la 100.000 de abonați, dați subscribe și haideți să începem, să vedem care-i treaba. Nu te speria, dacă nu ai venit aici cu intenții rele, nu o să păsești nimica. Urmează drumul din față, dar ai mare grijă. Ok, boys, sună destul de interesant, ce să zic. Haideți să mergem, boys, pe drumul ăsta din față. Deci o să trebuie să mergem pe drumul ăsta ca să ajungem la baza aia secretă, dar vedeți că aici e sânge. Sunt scheleți de-aștia pe jos. Ok, ciudat, rău de tot. Hopa, avem acolo, voi, ceva ușă, probabil acolo vom intra în baza secretă Poppy Playtime, gen propriu zis, pe bune, o să intrăm acolo. Hai să vedem care-i treaba. Baza secretă Poppy Playtime. Și bănesc că trebuie să tragem de această manetă. Bun, hai să intrăm înăuntru. Sper să nu dau direct nas în nas cu Huggy Wuggy sau ceva de genul, pentru că o să mă simt foarte prost. Bun, avem aici un chest, oameni morți pe jos, un chest cu semnul întrebării. Hai să vedem care-i treaba și cu el. Odată ce treci de ușa aia, nu mai poți da înapoi. Sigur nu vrei să te răzgândești. Deci, boys, odată ce am trecut de ușa asta, unde scrie intrare bază secretă, nu o să mă pot să mă mai întorc înapoi. Dar cum adică nu o să pot să mă mai întorc? La ce se referă când zice că nu o să pot să mă mai întorc, o să mă moare? Sau care-i treaba, man? Ok. Frații mei, vă dați seama, vreau să văd dacă filmez de dragul episodului, o să trec de această ușă și o să văd ce se află în această bază secretă. Bun, o să o și închid în spate ca să nu se întâmple ceva și o să vedem. Dacă ești oaspete, intră aici, adică special pentru mine, că eu sunt un oaspete. Bun. Deci aici, boys, avem o cameră unde este doar un pat, un clopo și un chest. Bănuiesc că aici e special pentru mine. Avem 7 fursecuri și o carte care se numește pentru oaspeți. Hai să vedem, să o citim. Salut, oaspete, bine ai venit în baza secretă Poppy Playtime. La noi totul este foarte simplu. Mergem pe o singură regulă. Nu ne deranjezi, nu te omorâm. Boys, nu prea-mi place regula asta. Nu ne deranjezi, nu te omorâm. Hai să vedem. Poți vizita muzeul Poppy Playtime și atât. Mamă, avem un muzeu în baza asta secretă. Genial. Deși că poți să vizitezi numai muzeul Poppy Playtime și atâta. Ok. Să nu îndrăznești să intri în zonele în care au acces doar persoanele autorizate. Nu ne testa furia. Ok. Furia. Deci... am voie să mă duc doar în muzeul Poppy Playtime. Ăla e singurul loc pe care aș avea teoretic voie să intru, știi? Singurul loc în care aș avea voie să intru. Însă, fraților, vă dați seama că nu ies din baza asta secretă până nu mă duc peste tot, știi? Să văd cum stă treaba. Haideți să mergem aici în față. Let's go, să găsim care-i treaba. Bun, deci aici bunesc muzeul Poppy Playtime. Ok, și ce avem? Doar personal autorizat. Ah, deci după ușa aia, boys, vedem că e acolo ceva jos. Avem nevoie de ceva cheie, doar personal autorizat. Hai să intrăm totuși în muzeul Poppy Playtime să vedem ce se află aici. Ok. Ok, deci sunt foarte multe tablouri, oameni morți pe jos de astea și în față este Huggy Wuggy. Ok, da, asta e muzeul Poppy Playtime, n-ar fi trebuit să mai fie mai multe, să fie și Kissy Missy și celelalte jucării și celelalte personaje. Nu, adică ar trebui să fie și așa. Ok, boys, ok, hai să vedem. Îți place? Avem aici o carte care se numește Îți place. Îți place muzeul? Te așteptai să vezi toate jucăriile de la fabrica Poppy Playtime? Da, pe bune, mă așteptam. Ei bine... ele sunt, nu-i treaba ta, hai pleacă. Deci voia să ne zică ceva despre jucările de la Poppy Playtime. Ce îmbănesc că s-a întâmplat ceva cu ele sau care-i treaba? Opa, băi, și-am detectat noi acolo în dreapta un nou chest.
Hai să-l deschidem, să vedem care-i treaba. Let's go. Cred că începe să devină interesant. Asta e o cheie. Deși asta 100% e cheia pentru a intra acolo unde este accesul doar pentru personal autorizat. Let's go, boys. Deci acum cred că o să devină foarte, foarte interesant. Am intrat în muzeul Poppy Playtime. Băi, am venit aici teoretic să văd pe toată lumea, pe Kissy Missy, pe Mami Longlegs, pe absolut toată lumea. Nu sunt mulțumit că l-am văzut doar pe Huggy Wuggy. Așa că o să ies, o să vin aici și o să dau de maneta asta. Hai să vedem ce e înăuntru până la urmă. Let's go, bun. Bun, hai să vedem care e treaba, mă. O să merg aici jos, uai. Bun. Ok, acolo în față este o ușă de bedrock. Nu știu care e treaba. Am ajuns aici, sunt niște camere. Dormitorul lui Huggy Wuggy și Kissy Missy. Înăuntru sunt Huggy Wuggy și... Hopa, dar nu mă moră, nu? Kissy Missy, unde e Huggy Wuggy? Ok, boys, uitați-vă, am ajuns aici lângă Huggy Wuggy și Kissy Missy. Vezi dacă le dau una? Cum fac, bro? Deci am ajuns lângă Huggy Wuggy și Kissy Missy, însă după cum vedeți, sunt foarte pașnici. Uitați-vă la ei. Ok. Ok, asta e destul de interesant, dar sunt destul de pașnici dacă stai să mă întreb pe mine. Hai să vedem ce scrie aici totuși. Te rog, hai să vedem, hai să o citim pe asta. Te rog să nu te sperii de noi. Nu vrem să-ți facem rău, vrem doar să ieșim de aici. Cum adică, bă? Puteți să ieșiți, Mary, ușa deschisă, adică ce e așa de amuzant. Suntem ținuți aici de ani de zile și nu putem să plecăm. Cum adică nu puteți să plecați, bro? Care-i treaba? Adică noi am putea să plecăm, dar poate îl supărăm pe el și suntem ca și morți. Care e el? Deci, dacă ăștia încearcă să evadeze din bază, supără pe cineva. Pe cine? Bănesc că nu pe Mami Longlegs, că e un el și Mami Longlegs e o ea. Nu știu, boys, mamă, deci devine interesant, man, devine interesant, pe bune. Deci ei nu, poate să, ei nu pot să bărăsească această bază secretă pentru că supără pe cineva, dar pe cine supără? Asta e întrebarea mea. Hai să mergem aici, let's go, să mergem aici la următoarea cameră. Camera lui Mami Longlegs și copiilor, hai să vedem. Mamă, bro, deci am ajuns și aici. Aici e Mami Longlegs și copiii ei, după cum vedeți, Huggy Wuggy ăștia, dar ăștia sunt ținuți după gratii, nu înțeleg de ce. Hai să vedem care-i treaba. Lezu, avem aici o carte cu nu. Și mai avem încă una, o să o citesc imediat. Hai să vedem cartea asta. Nu mă judeca, mi-am închis copiii acolo ca să-i protejez. Deși asta, bă, deci la, și lui Huggy Wuggy și lui Kissy Missy și lui Mami Longlegs le e frică de cineva, de cine? Hai să vedem. Vreau să plec de aici, sunt ținută captivă de ani de zile, dar nu pot. Pentru că dacă ies, Killy Willy mă va omorâ. Bro. Deci Killy Willy, e la care le dă teroare la ăștia. El este noul șef de la Poppy Playtime, dar tu ne poți ajuta și poți libera toate jucăriile. Promitem să nu-ți facem rău. Dacă vrei să ne ajuți, deschidem următoarea carte. Deci, boys, ăștia îmi spun că... I-am spune că dacă îi eliberez pe toți, adică teoretic bănesc că să-i fac ceva lui Killy Willy sau ceva de genul, nu, o să mă lase în pace și o să mă lase să plec în viață. Însă nu uitați că eu pot să plec și acum în viață, știi? Dar haide, mă. Deci eu zic că o să-i ajut. A zis să deschid următoarea carte, pentru că avem aici o carte. Hai să le las pe toate aici, pe la urmă, că nu mai am nevoie. Ajutor, let's go, să vedem care e treaba. Ca să înțelegi, nu-l poți omorâ, e imposibil. Păi și cum poți să vă ajut? Oricât de puternic ai fi, Killy Willy este invincibil. Singurul lucru pe care poți să-l faci, mai ales că ești mic și poți trece neobservabil, este să-l blochezi acolo. Acolo unde? Ah! Bro, cred că... Cum îi zice? Cred că camera lui Killy Willy, gen... asta e camera lui Killy Willy, dar unde e Killy Willy? E făcută din bedrock, cam asta e treaba, nu? Hai să vedem. Camera lui este făcută din bedrock, însă are o mică ieșire pe unde ne vede pe noi și dacă ieșim ne omoară. Da, deci vedeți pe acolo prin ușă, îi vede pe ei, știi? Și dacă i-a văzut, i-a omorât. Poți intra la el în cameră, să furci are prin cestul și să încerci să-l blochezi acolo. Deci, boys... Tactica este foarte simplă. Mai exact... Oh, bro! Killy Willy! Bă, cred că l-am trezit sau ceva de genul. Asta-i! Acum e acolo? Bro, tu nu-l văd! E aici? Vedeți că mi-apare sus acolo. Oh, uitați-l, bro! Ok! Ok, deci tactica e foarte simplă. Eu trebuie, practic, să astup să rămână blocat acolo ca să salvez pe toată lumea. Dar cum o să fac chestia asta, man? Am vreun lever aici? Bă, parcă leverul ăsta nu era aici înainte, însă în fine, hai să luăm. Bă, și
Mamă, deci după cum vedeți, boys, clipul ăsta e insane. Eu n-am avut nici armură, nici sabie, nici absolut nimica. Trebuie să intru înăuntru și să mă uit prin chesturile lui și să-l blochez acolo. Bine, ia. Am intrat. Oh, mamă, bro, e gigantic. Mamă, uitați-vă cum arată, bro, bă, e gigantic pe bune. Uai. Are un singur chest. Unde sunt? Un pickaxe și două bucăți de bedrock. Deci, boys, ce trebuie să fac eu e să sparg ușa asta. Lasă-mă-n pa... Bro, ăsta tot vine după mine. Trebuie să sparg ușa aia. Bă, ăsta tot vine după mine. Trebuie să sparg ușa aia, fraților. Și să pun astea două bucăți de bedrock. Și astfel i-am eliberat pe toți. Hai. Ia, pleacă de aici. Lasă-mă în pace. I-am și dat una. Hai, lasă-mă, nu mai faci așa. Sparge, let's go. Bun. Deci, opa, opa, i-a sus mâna pe acolo. L-am blocat aici, cred, nu? Let's go, gata, mă. Gata, am rezolvat, let's go. Hai să-i liberez și pe ăștia. Să-i lasă în pace, deci au zis că nu o să-mi facă nimic. Sper să nu facă ceva sau ceva, deci o să mă moare. Să mă atace toți sau ceva de genul, pentru că ar fi nașpa rău de tot, vă dați seama. L-am atins pe ăla din greșeală, scuze, frățior. Bun, bă, v-am eliberat pe toți, vreau ușile deschise. Let's go, boys, eu o să plec, eu o să plec, nu mai vreau să intru baza asta secretă. Deci am reușit teoretic să-l facem pe Killy Willy, să-l blocăm acolo. Haide, neapărat să ieșim de aici, o să las toate ușile deschise ca să poată să iasă și ei. Ei bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Am mers în baza secretă Poppy Playtime și am reușit într-un fel să salvăm jucările de acolo. Pentru că Killy Willy, uitați-vă, încă apare acolo, dar cred că prima dată dormea și l-am trezit-o de totul, mi-apare... bara lui de HP acolo. E bine, băi și fete, cam am fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat. Astăzi, frați și surori, vom face ceva foarte, foarte special. Deoarece chiar acum, boys, în fața noastră se află baza secretă a lui Mami Longlegs din Poppy Playtime. Ați auzit foarte bine, fraților. Am primit această hartă de la un abonat și vă spun sincer că sunt chiar foarte, foarte curios să văd ce se află în baza secretă a lui mama lui Huggy Wuggy. Pentru că, după cum știți, am intrat și în baza secretă a lui Huggy Wuggy și am găsit acolo niște chestii pe care mai bine le uit. Atâta pot să spun, că mai bine uit chestiile alea pentru că nu erau deloc ok. Și de data aceasta, boys, avem aici baza secretă a mamei lui Huggy Wuggy, adică a lui Mami Longlegs, și bănuiesc că o să fie chestii mult, mult mai nașpa. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Doamne ajută să ajungem la 100.000 de abonați. Și uitați-vă, boys, la chestia asta. Baza lui Mami Longlegs este în acest munte gigantic, bro. Adică uitați-vă cât dita mai muntele e și mă gândesc că, bro, s-ar putea să găsim niște chestii foarte ciudate și totodată să găsim o bază gigantică, având în vedere că e un munte atât de mare. Bine, fraților, eu zic să nu mai pierdem timpul, nu uitați de like și haideți să începem aventura. După cum vedeți, am primit tot ce am primit de la aburatul care mi-a făcut harta, au fost 8 bucăți de pui. Gen, bănuiesc că bucățile astea de pui o să-mi ajungă pe toată perioada episodului, așa sperea eu. Hai să vedem care e treaba. Baza secretă Mami Longlegs. Hai să mergem acolo jos să vedem într-adevăr ce o să găsim acolo. Păi, zau, sper să nu dau direct nas în aschea, pentru că nu o să pot să mă bat, practic, pentru că n-am absolut nimic. Mamă, văd acolo. Bă, văd acolo ceva roz. Nu ia. A, nu era un carpet, mamă, sânge. Mamă, un om mort, ok. Ok, boys, am început prost rău de tot. Deci aici avem intrarea principală și aici mesaj pentru toți cei noi veniți. Mamă, boys, deci am intrat în bază secretă și înainte să intrăm propriu zis în bază, avem un mesaj. Fiți atenți, păzea, ia să vedem. Pentru oaspeți direct de la Mami Longlegs. Deci fiți atenți, boys, am intrat în baza ei secretă și cum am intrat, gen, avem un mesaj. Ok, hai să vedem ce ne spune, let's go. Bine ai venit, dragă oaspete. Trebuie să ai destul de mult curaj să intri în baza mea secretă, deoarece se aud multe povești despre mine. Da, într-adevăr, se aud povești cum că ai omorât tot ce stă în cale. Dar acum nu știu dacă e adevărat, probabil, hai să vedem. Dar stai liniștit, nu o să te omor decât dacă mă superi. Sper să nu o supăr. Glumeam sau nu? Mamă, ok. Oaspeții pot vizita doar primul etaj din baza secretă. În cazul în care mergi mai jos, o să o superi pe mami. Și nu vrei asta, nu? Deci, boys, ci că noi avem voie să explorăm, gen, și să mergem doar pe etajul ăsta. Baza are mai multe etaje, să noi nu avem voie acolo. Cum adică, bă, să nu avem voie? Trebuie să mergem peste tot până la urmă, știi ce zic? Adică...
E, dacă n-am voie, o să mă duc. Însă e foarte tare că teoretic Mami Longlegs mă lasă boy să intru în baza ei secretă, însă numai la primul etaj. Hai să vedem ce o să găsim până la urmă, let's go. Intrare principală, hai să intrăm înăuntru. Văd deja să începe pe jos și avem aici 4 uși. Hai să vedem, să începem, let's go. Camera pentru oaspeți, asta bănesc e camera pentru mine, pentru că eu sunt un oaspete. Și acolo un băiat mor, bănesc că ăsta s-a dus mai jos și l-a oprit și l-a adus aici. Avem 4 paturi. Și stați boys, stați boys că dacă nu mă înșel, Mai aveam o carte aici, nu? Aveam cartea de bonus, bă, am văzut-o, dar am zis să o las la final. Bonus de la mami, hai să vedem, let's go. Bonus, dacă o superi pe mami, o să ajungi ca bărbatul din dreapta. Adică ca ăsta. Da, ok, nașpa rău de tot. Hai să mergem totuși voi sănătos, să nu mai pierdem timp. O cameră pentru oaspeți, bun, mamă, deci bine că știu, adică oricum îmi dădeam seama că așa o să ajung. Hai să vedem ce găsim aici. Reguli, boi, deci avem reguli. Ok, reguli de la mami, gen reguli bănesc pentru a intra în baza secretă. Reguli dacă nu vrei să fii mort. Hai să vedem, avem 3 reguli. Prima regulă, nu ai voie să intri cu nimic în bază, nici măcar mâncare, absolut nimica. Asta înseamnă că trebuie să-mi las puiul? Gen, o să las aici, boys, mamă, eu nu mă rez. Deci trebuie să lăsăm puiul acolo, boys, și dacă mi se face foame. Regula 2, nu ai voie să iei nimic din bază, nu ai voie să te atingi de nimica. Regula 3, nu îndrăzi să mergi mai jos, nu vrei să știi ce o să ți se întâmple. Mamă, boys, bă, sunt niște reguli destul de stricte dacă stați să mă întrebați pe mine. Și pentru prima dată când intru într-o bază secretă și găsesc reguli. Însă asta e datorită faptului că Mami Longlegs acceptă oaspeți, adică alții dacă mă vedeau, mă morau direct. Bun, hai să mergem, boys, mai departe. Ce avem aici? Bucătărie, let's go. Hai să vedem ce avem în bucătărie. Mamă, sunt porci! Ok, boys, avem porci în bucătărie. Ciudat, să vedem ce găsim aici. Avem mere, mamă, dar n-am voie să le iau. Bun, deci nu m-am uit pe aici. N-am voie să iau absolut nimic, boys, pentru că dacă iau cumva, m-am dus, știi ce zic, sunt mort efectiv. Hai să vedem. Deci în bucătărie nimic. Asta e baia, ok. Avem aici niște hopere, bănuiesc că nu o să găsesc nimic aici. O carte, bă! Am găsit o carte în baie, băi. Mamă, stați că deja devine interesant. Ajutor, let's go. Acum, cred că o să devină destul de interesant episodul. Ajutor. Deci am găsit o carte în baie. Vă dați seama dacă nu mă uitam în hopperul ăsta? Păi mergeam așa ca prost, efectiv. Deci dacă nu, ce noroc că am avut că am găsit-o. Let's go. Hei, oricine citește asta, merge în camera de provizii, te rog. Bun, boys, deci mi-a zis și că neapărat să merg în camera de provizii. Unde e camera de provizii? Bănesc că e asta, nu? Hai să vedem, let's go. Și aici e mai jos, ce scrie? Atenție, accesul interzis. Mamă, deci n-am voie să merg acolo jos, bro. Oare ce e acolo jos, știi ce zic? Hai să vedem, camera de provizii, let's go. Hopa, e cineva păcat la închisoare aici. What? Ce e asta, bro? Mamă, ce provizii avem aici. Dar n-am voie să le iau, că dacă le iau, m-am dus. Frățior meu, ce-i cu tine pe aici? Hai să vedem. Cică, hei, hai să citim cartea, să vedem ce are de zis. Salut, doamne, nu credeam că o să mai văd pe cineva în viața asta. Tu, tinere, trebuie să ne ajuți. Cum adică să vă ajut? Ca să zici ce se întâmplă, bănuiesc că a intrat aici ca să vizitezi baza secretă a lui Mami Longlegs. Ei bine, eu lucrez aici, adică lucram. Era cel care îi primea pe oaspeții ca și tine. Aha. Deci băiatul ăsta lucra la baza asta secretă, băi, și ne primea oaspeții. Bă, mi s-a părut mie destul de ciudat că nu e nimeni, că până la urmă dacă acceptă oaspeți, de ce nu e nimeni care ia să închidă ușa asta? De ce nu e nimeni care să-mi zică, salut frățior, ai venit pe aici, să ai grijă, gen, că nu e nimic, știi ce zic, să mă verifici cineva. Deci ăsta era băiatul, bun, hai să vedem care e treaba. Însă de câteva zile stau închis aici, deoarece mami a luat-o razna și vrea să ne omoare pe toți, până și pe proprii ei copii. What? Ia din chesturi tot ce ai nevoie și te rog, salvează-ne. Dacă mergi mai jos, o să-i găsești pe toți. Dar să nu uiți de mine, te rog. Mamă, băi, deci eu acum am două alegeri de făcut. Prima alegere ar fi să las asta aici, de unde am luat-o. Să duc și cartea asta înapoi aia cu ăla și să plec de aici, băi, și să-mi văd de viață, gen. Pentru că, teoretic, vreau să văd dacă filmez asta în continuare. Teoretic, nu am nimic, nu am de a face cu nimic de aici. Ori pot alege să iau itemele din chesturi, adică să încalc toate regulile posibile, teoretic, să iau itemele din chesturi, să mă duc mai jos și să încerc
să-i salvezi pe toți. Ei bine, fraților, de dragul episodului, o să iau a doua variantă și o să încerc să-i salvez pe toți. Bun, hai să luăm toate chestiile astea din chesturi, let's go. Nici nu mă mai duc la bucătărie să iau merele alea, pentru că nu mi-am nevoie de leamă aici, destulă mâncare. Haideți, băi, să le punem o armură full și să mergem mai jos. Și a zis băiatul ăsta să nu ui de ele. Deci, frățiorul, în cazul în care o să găsesc un pic sau ceva de genul, o să vin să te liberez. Stai miștit că nu ui de tine. Bun, hai să mergem aici jos. Atenție, acces interzis. Băi, mie mi-e cam frică. Hai să vedem ce vom găsi aici jos până la urmă. Let's go, mergem acum jos. Bun. Avem 3 camere. Mi-e destul de frică, mama, acolo în față se mișcă cineva, cred că e Mami Long, sper să nu mă vadă. Bun, hai să vedem aici. Camera lui Huggy Wuggy. Deci aici cred că sunt camerele lor, hai să intrăm înăuntru, let's go. What? Bă! Ăsta e Huggy Wuggy? Gen, sta așa ghemuit, dar ce, e frică de ceva? Deci, boys, Huggy Wuggy e ținut într-o celulă și uitați-vă cum stă, bro, what? De ce sta așa ghemuit, gen? Ca și cum e frică. Bro, mamă, deci nu credeam că o să nu credeam că o să văd chestia asta. Asta e ce avem aici. Îmi e frică de la Huggy Wuggy, după cum v-am spus. Și că Mami Longlegs s-a schimbat. Îmi e frică. Bro. Bă, Huggy, ce-i cu tine, frățiorul? Bă, voi vedeți? Mamă, nu credeam că o să-l văd așa vreodată. Deci e speriat, efectiv, merge pe acolo speriat. Bun. Bun, hai să vedem, hai să mergem mai în față. Însă acolo, boys, în față, cred că avem camera lui Mami Longley. Deci trebuie să nu ne vadă. Însă bănesc că nu o să ne vadă pentru că ea e destul de înaltă și camera e jos, așa că nu trebuie să ne punem problema că ne vede sau ceva de genul. Avem aici camera fraților lui Huggy Wuggy. What? Camera fraților Huggy Wuggy? La cine se referă, gen? Știu că Kissy Miss era iubita lui, dar cine-s frații lui? What? Boys, ăsta-i Huggy Wuggy verde, Huggy Wuggy mov și Huggy Wuggy galben. What? Ce-i asta, man? Eu nu știam până acum de ce, deci ăștia sunt frații lui Huggy Wuggy, care ce să vezi? Și ei sunt ținuți închiși de către Mami Longlegs. Hai să vedem ce avem aici. Avem un lever, cheia de la camera lui Mami Longlegs. Deci, boys, bănuiesc, adică așa ar fi logic, ca în camera ei să găsesc un pichex sau ceva de genul ca să reușesc să-i eliberez pe toți până la urmă. Însă, după cum a zis și la început, dacă ați fost atenți când am intrat în bază, nu o să mă moare decât dacă o supăr. Așa că fiți atenți, băi, ce o să fac. O să încerc, o să intru în camera lui Mami Longlegs, o să încerc să caut pe acolo ceva, să văd dacă găsesc ceva să-i eliberez pe ăștia. Și însă o să merg cu shift-ul și o să încerc să nu fac zgomot și să nu o deranjez, pentru că ea teoretic nu mă vede, știi că ea e înaltă așa, știi ce zic, numai să nu o deranjez sau ceva de genul. Bun, hai să vedem care e treaba, let's go, boys, o să intrăm înăuntru. Mamă, eu nu știam până acum că există acești Huggy Wuggy, let's go. Camera lui Mami Longlegs. Băgăm un Golden Apple și Doamne ajută, let's go, facem aici 3 cruci, Doamne ajută, hai să intrăm înăuntru, let's go. Mamă, uitați-vă, uitați-vă la ea, boys, sunt picioarele ei aici. Și avem acolo un singur chest. Boys, ok, uitați-vă la ea, uitați-vă la ea. Mergem aici în chestul ăsta, pichex și ăsta, let's go. Mamă, să nu mă uit la ea. Mamă, ok, bun. Bun, am reușit să ieșim din camera ei fără să ne omoare sau ceva de genul. Mamă, bă, mi-a stat inima loc. Hai să vedem ce avem aici. Avem un pichex de diamond și avem o carte pe care scrie atenție. Folosește asta ca să liberezi pe toată lumea din bază și după să evadezi. Let's go, boys, trebuie neapărat să-i ajut pe toți. Let's go, Huggy Wuggy galben, frățiorul, oficial ești liber. Trebuie să le spar toate astea. Ești oficial liber, la fel și tu, Huggy Wuggy mov. Deci ăștia sunt frații lui Huggy Wuggy. Sunteți toți liberi, fraților. V-am scăpat de nebuna aia. Hai, let's go, sunteți toți liberi, bă. Sunteți liberi. Ia mișcă-te, mișcă-te, bă, mai așa, mișcă-te așa, mișcă-te, bă, așa, ieși de aici. De ce nu? Nu poate să iasă, băi, sau care-i treaba? Ieși, mă. Aoleu. Aoleu, mamă, ok, a început să ia la bătăie cu astea, bun, ok, frățiorul, te țin acolo, te țin la curent, hai să-l eliberăm și pe Huggy Wuggy neapărat. Ha, mă, man, ieși. Ok, a ieșit și el, let's go. O să ții toate camerele deschise, ieșiți toți, bă, plecați de aici, că e nebuna aia, let's go. Bun, și haideți să eliberăm și pe ăsta, frățiorul, n-am uitat de tine. Tu vii neapărat cu mine, hai. Vino, frățiorul, bă, vino, bă, hai, let's go. Bă, ce faci, mă? Bă, ești ținut aici, mergi.
Băi, stai, se spar și deasupra. Frățiorul, pleacă neapărat, boys. Eu să-i las, o să las aia deschisă și neapărat trebuie să... Mamă, și porci, ieșiți, bă, și toată lumea să plece neapărat de aici. O să plec și eu neapărat. Pentru că dacă observă mami Longless că i-am furat pickaxe-ul sau ceva de genul, o să fiu ca și mort. Bun, boys, hai să vedem. Și oficial am reușit să ieșim din baza secretă a lui mami.